vieții mea. Doamne, laudă-ți când ție, fericit sunt către ea. Fericit de-a ta iertare. Și acum doar voi, Doamne, numele-ți înalt. Doamne, Doamne, laudă-ți când ție. Fericit sunt către ea. Fericit de-a ta iertare. Și împreună. Tu ai venit pe pământ să ne salvezi. Sus pe cruce te-ai jertfit. Să fii înălțat mereu. Tu ai venit pe pământ să ne salvezi. Sus pe cruce te-ai jertfit. Iertat să fii de pe cruce în mormânt. Din mormânt sus la cer. Să fii înălțat mereu. Doamne, numele-ți înalt. Doamne, laudă-ți când ție. Fericit sunt către ea. Fericit de-a ta iertare. Tu ai venit să fii înălțat mereu. Și acum doar voi. Tu ai venit pe pământ să ne salvezi. Tu te duce la jertfit. E ta să fii te duce în pământ. Din pământ sus la cer. Să fii înălțat mereu. Să fii înălțat mereu. Să fii înălțat mereu. Să fii înălțat mereu. Hristos a înviat. Lăudat să fie numele Lui. Și aș vrea să cântăm cântarea, dacă se poate, nu știu, poate dimineață, că am întârziat, s-a cântat. Hristos a înviat dintre cei morți. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și celor din morminte
doar voi. Hristos, minte. Și celor din morminte viață dăruindu-le. În seara aceleași zile, Ioan, capitolul 20, de la versetul 19, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duhul Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Amin. Ne bucurăm că în seara aceasta suntem din nou în casa lui Dumnezeu ca să lăudăm și cred din toată inima că în aceste momente Iisus Hristos este aici prin Duhul Său cel Sfânt și privește la inima noastră și vrea să ne dăruiască cel mai mare dar pe care omul poate să o primească, adică pacea lui Iisus Hristos. Aș vrea să facem o rugăciune și în această rugăciune să lăudăm pe Iisus Hristos. Este adevărat că ne bucurăm și este o mare bucurie în inima noastră că Iisus Hristos a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și ne iubește și iubește pe oamenii care îl caută. Îmi doresc din toată inima ca împreună să ne unim inimile noastre într-un duh și să-L înălțăm, să-L binecuvântăm pe Iisus Hristos, care în seara aceasta, că vrei, că nu vrei să crezi, El este aici, slăvit să-i fie numele Lui. Îl simt prezent aici, în locul acesta, pentru că eu am venit aici ca să mă întâlnesc cu El. Să merg din casa Lui plin de bucurie, plin de pace, că El este Tatăl meu, este Dumnezeul meu. De aceea, așa cum stăm în picioare, ridicăm inima noastră, privirea noastră înspre Dumnezeu și lăudăm și îl glorificăm că a înviat, că ne-a dus la viață, eram morți, eram departe de Dumnezeu, oricine ai fi, oricine aș fi, eram departe de Iisus Hristos. Trăiam în păcat, în fără de lege, furam, mințeam, trăiam în aceste lucruri în fiecare zi. De aceea a murit Iisus Hristos. Și de aceea și-a înviat ca astăzi să nu mai trăim pentru noi. Ascultați bine, să nu mai trăim pentru noi, ci să trăim pentru Iisus Hristos. Haideți să închidem ochii noștri și cu toți împreună să lăudăm pe Iisus Hristos, care este pace, care ne dă pace, care în seara aceasta este aici și lasă pacea sa peste fiecare care dorește pacea sa. De aceea, împreună să-L înălțăm, să nu ne fie rușine, să-L binecuvântăm pe Iisus, care a stat pe cruce, când oameni învățați, mai puțin învățați, săraci, bogați, stăteau în jurul lui și priveau cum moare pentru păcatele și fără de legile noastre. Și astăzi vrem să lăudăm că El este viu, că El ne-a scos de la moarte, ne-a scos la viață și vrem ca în această rugăciune, din toată inima, să lăudăm pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin. Aș dori să rămânem în continuare într-un duc de rugăciune și să ne rugăm cu adevărat lui Dumnezeu. Dacă
Dacă stăm în rugăciune, vrem să stăm de vorbă cu Tatăl nostru. Vrem să vorbim noi și apoi să lăsăm ca și Duhul lui Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Iisus este aici și vede dorința noastră, vede inima noastră, vede chiar și problemele noastre. Dar îmi doresc să lăudăm din toată inima, căci avem pace, căci avem bucurie în inimile noastre în această zi și ne bucurăm și ne aducem aminte că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a înviat și ne-a înviat și pe noi la o viață nouă. De aceea rămânem într-un dung de rugăciune și îl binecuvântăm pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu care ne-a salvat, care este viu în vecii vecilor. Și inima noastră și Duhul nostru să-L laude, să-L binecuvinte pe Iisus care ne iubește și care este aici între noi și care nu privește la fața omului. Nu privește dacă ești îmbrăcat frumos sau dacă nu, ci Dumnezeu, Iisus, Fiul Celui Preanalt, privește în adâncul inimile noastre să vadă dacă avem pace, dacă avem bucurie, dacă îl avem pe El. Doamne, dă-ne putere să Te lăudăm. Doamne, dă-ne îndrăzneală să înălțăm numele Tău care este mai presus de orice nume. Că ești vrednic, Iisus Hristos, să fii lăudat și înălțat. Glorie Ție, Iisus! Dacă dorește cineva cu o voce mai tare, fără rușine, să-L înalțe pe Iisus, să o facă cu toată îndrăzneala, pentru că noi suntem liberi să-L înălțăm, să-L binecuvântăm pe Dumnezeul nostru. Adică să-ți mulțumim frumos că ce ai înviat și în viața noastră, Doamne, și ești Domn și Stăpân peste viața noastră. O, Tată, Te rog frumos, lucrează în această seară, Doamne. Fă-ți simțită prezența Ta, Doamne. Ne închinăm Ție, Doamne, pentru că știm că Tu ești viu, Doamne, și ai înviat cu adevărat. Și stai la dreapta lui Dumnezeu și mijlocești pentru noi. Doamne, n-avem merite înaintea Ta, dar îți mulțumim că ai privit înspre noi în această seară, Doamne. Ai avut milă de noi, Doamne. O, Doamne, privește în continuare înspre noi, Doamne. Și dacă a intrat în locul acesta o persoană, Doamne, care în această seară vrea să se întâlnească cu Tine, Doamne, o, Cel Preanalt, descoperă-Te Tu! O, descoperă Tu, Doamne, voia Ta cu privire la viața Lui! Acel care ești viu în vecii vecilor, învie-o, Te rog, și în inima Lui, Doamne! Te rog frumos, cercetează-L, Doamne, în această seară, Doamne! Fă-L să Te primească pe Tine ca Domn și Stăpân peste viața Lui, Doamne! Îți mulțumesc, Doamne, că vei lucra, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că vei fi cu noi în această seară, Doamne. Fie dar prezența Ta peste noi și Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în fiecare inimă prin cuvântul Tău. Amin. Glorie Ție, glorie Ție, Iisus. Din partea surorilor, dacă dorește cineva să îl înalțe pe Iisus, s-o facă. Aleluia, Iisus! Vreau să-Ți mulțumesc, Dumnezeule, pentru această zi frumoasă, Doamne. Vreau să-Ți mulțumesc pentru această sărbătoare, Doamne, pe care vrem să o facem în onoarea Ta, Doamne. Hallelujah. Numele Tău, Doamne. Glorie-ți.
Vreau să-ți mulțumesc, Iisuse, că și acum 2000 de ani Tu ai murit pe cruce, Doamne, pentru mine și pentru omenirea întreagă, Doamne. Vreau să-ți mulțumesc, Dumnezeule, că Te-ai jertfit, Doamne, pentru păcatele lumii întregi, Doamne. Glorie. Și ai înviat, Dumnezeule, și ești viu, Doamne, și mijlocești pentru mine și pentru toți aceia, Doamne, care Te vor pe Tine ca și mijlocitor, Aleluia. Te vor pe Tine ca și Dumnezeu, ca și mântuitor, Glorie, în inima lor, Doamne. Vreau să-ți mulțumesc, Iisuse, că ești atât de bun, Doamne. Vreau să-ți mulțumesc pentru dragostea Ta, Doamne, pe care Ți-o arăți în fiecare zi, Doamne, față de mine, față de familia mea, Doamne, Aleluia. Față de biserica Maranata, Doamne. Tu în fiecare zi ne îmbrățișești și ne spui că ne iubești, Doamne. Vreau să-ți mulțumesc, Dumnezeule, pentru toate lucrurile, Doamne, pe care Tu le faci în fiecare zi, Doamne, pentru mine, Doamne. Îmi dai sănătate, Doamne. Îmi dai pâinea cea de toate zilele, Doamne. Îmi dai liniște și pace în familie, Doamne. Îți mulțumesc, Dumnezeule. Îți mulțumesc, Doamne, pentru Biserica Maranata, Doamne. Îți mulțumesc că și Tu lucrezi în mijlocul nostru, Doamne. Îți mulțumesc că Îți creștem, Doamne. Îți mulțumesc, Dumnezeule, pentru că și Tu ne dai biruință, Doamne, în toate lucrurile, Doamne. Glorie Ție, Dumnezeule. Te lau și Te binecuvânt pentru toate, Doamne, și Te rog ca la acest timp, Doamne, de părtășie să fii cu noi, cu fiecare, Doamne. Te rog să binecuvânți fiecare suflet, Doamne, din seara aceasta, Doamne. Fiecare tânăr, fiecare bătrân, Doamne, fiecare copilaj, Doamne. Tu să ne binecuvânți pe toți, Doamne. Și vrem ca toată lauda, toată cinstea, gloria și onoarea, Doamne, să Ți-o dăm Ție. Fii binecuvântat, fii slăvit, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Chiar dacă și la noi poate ușile sunt cuiate, dau ușa să nu fie încuiată. Pentru că acolo Iisus nu forțează, nu intră. Adică inima noastră în această seară să fie deschisă înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. În acea seară, în prima zi, când Domnul Iisus Hristos a înviat, le-a zis un cuvânt atât de important, care este valabil și pentru noi fiecare în seara aceasta. Iisus le-a zis din nou: pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Nu trebuie să fiu un mare predicator sau un mare cântăreț ca să mergi să vorbești despre Iisus, sau nu trebuie să fii învățat, ci doar trebuie să-L ai pe Iisus în inimă. Doar trebuie să crezi în Iisus Hristos și prin viața noastră, prin trăirea noastră, noi putem să vorbim despre Iisus. Putem să le arătăm oamenilor că Iisus este viu. Cineva odată în piață, un italian, a zis: arată-mi-L pe Dumnezeu, arată-mi-L pe Iisus Hristos. Și am zis: eu nu pot să fac lucrul acesta, dar pot să spun că Iisus mi-a schimbat viața mea, mi-a schimbat mintea mea, mi-a schimbat prioritățile mele și-L iubesc, căci El există, slăvit să fie numele Lui. Haideți să mai cântăm o cântare spre slava Lui Dumnezeu, apoi vom mai face o rugăciune înaintea Lui Dumnezeu pentru cei bolnavi, pentru cei care sunt necăjiți, pentru cei care n-au ce pune pe masă, pentru cei care sunt disperați. Și aș vrea să vă mărturisesc și să vă spun că chiar dacă n-ai ce pune pe masă, chiar dacă suferă în trupul tău, atunci când îl ai pe Iisus, când îl ai pe Iisus în inima ta, în familia ta, ești plin de pace și de bucurie. De aceea, haideți să lăudăm printr-o cântare pe Dumnezeu și apoi vom face această rugăciune. Amin. Venim în a Ta prezență cu toți să-Ți cântăm un cântec de mărire și venim să ne închinăm.
prezență, cu tot să-ți cântăm un cântec de mărire și venim să ne închinăm. Ne-ai dat o viață nouă să putem să te slujim. Venim cu mulțumire, o Doamne, te iubim. Tu ești Tată creațiunii, Mielul Sfânt ce-ai înviat, ești singurul ce-ai biruit și mormântul ai lepădat. Tu pe toți ne-ai eliberat de la moarte și ne-ai dat libertatea să venim ca-n prezența ta să fim. Tu ești Tatăl creațiunii, Mielul Sfânt ce-ai înviat, ești singurul ce-ai biruit și pământul ai lepădat. Tu pe toți ne-ai eliberat de la moarte și ne-ai dat libertatea să venim ca-n prezența ta să fim. Venim în a ta prezență, cu tot să-ți cântăm un cântec de mărire și venim să ne închinăm. Tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de la versetul 26. După câteva zile, după 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu el, acela care s-a îndoit, acela care s-a îndoit în inima lui. Și poate spunem, dacă am fi fost noi în locul lui Toma, noi am fi crezut, nu știu. Pe când erau ușile încuiate, a venit din nou Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și aș vrea să fim atenți la versetul 29. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Adică ferice de noi care suntem aici. L-a văzut cineva pe Iisus? Să ridici o mână sus. Nu l-am văzut, așa-i? Dar credem din toată inima că El există, că a existat din veșnicie în veșnicie, că a venit pe pământul acesta să schimbe inima noastră și mintea noastră și ne-a dus cuvântul lui Dumnezeu ca să avem pace și bucurie. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne închinăm lui Iisus și să aducem problemele noastre înaintea lui Iisus, care poate să rezolve problemele noastre. Așa cum știți, mă rog și eu de foarte mulți ani pentru tatăl meu și așa cum o mai spun de multe ori, zic că nu mai are rost sau nu mai cred că tatăl meu, după atâtea lucruri câte a făcut, dar cred din toată inima că Iisus este dragoste, este Dumnezeu și oricine ar fi în lumea noastră care se recunoaște și se lasă de lucrurile acele murdare, Iisus îl primește. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Noi credem din toată inima că Iisus poate să vindece, poate să mântuiască și astăzi, poate să rezolve și problemele noastre. Sunt foarte importante lucrurile acestea, dar așa cum o spun de multe ori, cel mai important este să avem pace în inima noastră, în familiile noastre și în fiecare zi
Vor mai veni sărbători și vor trece și vor veni, dar noi în fiecare zi trebuie să trăim cu Iisus Hristos și să-L așteptăm. Dacă aveți probleme cu credință, haideți să le aducem înaintea lui Dumnezeu, care nu-L oprește ușile încuiate, nu-L oprește un om pe Dumnezeu. Noi s-ar putea să-i oprim pe copiii noștri, s-ar putea să-i oprim, să oprim pe aproapele nostru, pe părinții noștri, dar pe Dumnezeul nostru nu-L oprește nimic. Slăviți să-i fie numele Lui. Dacă aveți cauze, haideți să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Să ne rugăm și pentru familia Cornel Copil, ca Dumnezeu să îmbărbăteze această familie, să mângâie. Așa cum mângâie Dumnezeu, nu mângâie oameni. Nu, bine, spune și să duce și vede de treabă. Dar Dumnezeu nu e așa. Este lângă tine și cu adevărat te mângâie. Slăvit să fie numele Lui. Dacă mai este. Ne rugăm și pentru fratele Mircea din Pușcăreie. Pentru Pușcăreiaș. Amin. Pentru că s-ar putea că ei să ne iei înainte, dacă nu ne facem noi bine treabă. Haideți să închidem ochii noștri și să privim la Iisus. Aș vrea din toată inima să nu ne gândim la altceva decât să privim la Iisus Hristos, pe care îl sărbătorim și ne aducem aminte că El a înviat și are autoritate asupra morții, lăudat să fie numele Lui, și are autoritate asupra celor nemântuiți, are autoritate asupra bolilor, pentru că El este același, neschimbat, plin de dragoste, de milă, de bunătate față de oamenii care îl caută și care îl acceptă. Să ne închinăm Domnului și toate problemele, toate cauzele pe care le-am adus cu voce tare sau în taină, în inima noastră, să le aducem la picioarele lui Iisus și El să le rezolve. Amin. Mântuiește, binecuvântă Biserica Maranata, Doamne, unește-ne prin Duhul Sfânt, Doamne, să-ți rămânem credincioși în fiecare zi, să umblăm cu Tine în fiecare zi. Înaintea Ta nu ne putem da drept alții, Doamne, că Tu ne cunoști pe fiecare, Doamne. Și mă rog, Tată, în numele Lui Iisus, să ne îmbraci cu Duhul Sfânt, Doamne, să trăim pentru Tine, Iisus, care ai murit pentru noi și ne-ai dus la viață. Iisus, glorie Ție! Mă rog pentru orfanii din lumea întreagă, Doamne, Dumnezeul mare și puternic, Te rog, Iisus, să-i mângâi văduve, Doamne, unde noi nu putem să ajungem, cuvântul Tău, Doamne, să-i mângâie acolo unde sunt. Lasă pacea Ta peste noi, Doamne. Lasă iubirea Ta peste noi. Întărește slujitorii Bisericii Maranata, Doamne, unește-ne prin Duhul Sfânt. Zădărnicește orice plan al celui rău, Doamne. Pune pe fugă orice duh din partea celui rău, Doamne. Și lasă Duhul Sfânt între noi să ne bucurăm că ești viu, că ai fost viu și ești viu în vecii vecilor. Slăvit să fie numele Tău. Fii lăudat și îți mulțumesc, Tată, în numele Lui Iisus, că m-ai ascultat. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile, să cântăm o cântare și fratele Ionic va continua. Nu sunt în stare să înțeleg cerescul plan al celui drept. Să înțeleg
Cerescul plan al celui drept. Știu doar că-l sus la dreapta lui stă Iisus Salvatorul. Îl cred pe El și-al Tău cuvânt. Hristos muri să fiu eu sfânt. Vreau inima să-i dăruiesc lui Iisus Salvatorul. El și-a lăsat al Său loc sfânt să vin aici jos pe pământ. Răspunsul-i simplu l-am găsit în Iisus Salvatorul. El este viu, El m-a iubit, de-a purul stânca mea va fi. Domnul a fost, Domnul va fi, Domnul meu veșnic va domni. El este viu, El m-a iubit, de-a purul stânca mea va fi. Domnul a fost, Domnul va fi, Domnul meu veșnic va domni. Trăind, murind, aș vrea să-ți spun pe Dumnezeul sfânt și bun. Cel ce trăiește în veșnicii muri să mă salveze. Îl cred pe El și-al Său cuvânt. Hristos muri să fiu eu sfânt. Vreau inima să-i dăruiesc lui Iisus Salvatorul. El și-a lăsat al Său loc sfânt să vin aici jos pe pământ. Răspunsul simplu l-am găsit în Iisus Salvatorul. El este bine, El m-a iubit, de-a purul stânca mea va fi. Domnul a fost, Domnul va fi, Domnul meu veșnic va domni. El este viu, El m-a iubit, de-a purul stânca mea va fi. Domnul a fost, Domnul va fi, Domnul meu veșnic va domni. Nu sunt în stare să înțeleg al Dumnezeului plan drept. Știu doar că sus la dreapta lui stă Iisus Salvatorul. Aleluia. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Amin. Ocupați locurile. Cum vreți să vă salut cu Hristos a înviat sau pace vouă? Hristos a salutat cu pace vouă. Dar eu nu pot să vă dau pacea pe care o dă Hristos. Așa că El putea să salute cu pace vouă. Eu pot doar să spun Hristos a înviat. Amin. Hristos este viu și văd că toți suntem de acord și noi suntem aici pentru că Hristos este viu. Dacă era un Hristos mort, nu mai eram aici și nu aveam o speranță și nu aveam o nădejde că El se va întoarce. Însă Hristos
este viu, pentru că este Dumnezeu. Și dacă El este viu, și noi, și voi, suntem vii. Suntem vii în trup și, mă rog, Domnului, să fim și în suflet. Să fim vii pentru Dumnezeu, să trăim pentru Dumnezeu. Așa cum ați observat, fratele Beniamin a ales și alege cântările potrivite cu acest, cu această sărbătoare. Ei bine, haideți ca să ne formăm inima, gândurile și sufletul nostru să fie potrivit cu această sărbătoare, adică să fie o bucurie în mijlocul nostru. Bucuria învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt niște frățiori și surioare în spate care de-abia așteaptă să vină să arate Domnului și bisericii ce au pregătit pentru noi. De aceea, frate Tuțel, dacă vrei să anunți copiii să vină să îl laude pe Dumnezeu. Suntem binecuvântați ca să avem și pe cei care vin din Paște în Crăciun la biserică. Sunt Paști astăzi, așa că, frații mei, cu toții, haideți să lăudăm pe Dumnezeu și cu toții să avem o inimă pregătită pentru a lăuda pe Dumnezeu. Vrem să ascultăm copilașii și gălăgia lor. Nu știu dacă ai început întâmplător, dar cu ceea ce începem noi în această seară, vă rog să afișați Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine, că ar fi copil, că ar fi bătrân, cine ar fi el. Credeți și voi că, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, haideți să o spunem încă o dată împreună. 2, 3 și... Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vreți să cântați împreună cu noi? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, Yeah.
Și acum vrem să cântăm o cântare de bucurie. Aleluia, Iisus este viu. Slava cerului lăsat, ca noi să fim cu Tatăl în păcat. Nu merităm dragostea ce Tu ne-ai arătat. De ce azi venim cu inima deschisă, declarăm Sfânt, 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 e mielul ce-a fost morții dat. Cum e viu, de Tatăl înălțat, i-a dat numele mai presus de orice nume, să se închine tot pământul și să mărturisească. Sfânt, 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 El mi-e Domn. Sfânt, 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 e mielul ce-a fost morții dat. Acum e viu, de Tatăl înaltat, i-a dat numele mai presus de orice nume, să se închină tot pământul și să mărturisească. Sfânt, 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 El e Domn. Ca un rob s-a dezbrăcat de slavă sa și s-a smerit, ascultător până la mormânt. Dar a înviat, podul morții l-a învins. Pentru noi nu voi înceta, înceta, să cânt mereu că m-a salvat. Sfânt, 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 e mielul ce-am fost morții dat. Acum e viu, de Tată înaltat, i-a dat numele mai presus de orice nume, să se închine tot pământul și să mărturisească. Sfânt, 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 El e Domn. Sfânt, 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 e mielul ce-am fost morții dat. Acum e viu, de Tată înaltat, i-a dat numele mai presus de orice nume, să se închine tot pământul și să mărturisească. Sfânt, 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 El e Domn. Thank you.
viața ta pentru lume. Spune cine într-o zi se va întoarce în fruntea oștirii lui. El va primi încrinarea pământul și cerul lui. Aleluia, 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 Iisus este venit. Aleluia, aleluia, să recit o poezie. Drumul Emausului. Dorind o clipă de repaus, doi ucenici mergeau vorbind înspre cătunul lor Emaus, purtați de doruri ce se aprind. Un vânt de blândă primăvară îi însoțea în chip solidar, pe boltă soarele coboară, cei doi erau plini de amar. E atât de aproape a sfințitul, căci ziua a trecut discret,
Ce neașteptat a fost sfârșitul profetului din Nazaret. Noi am crezut că e Mesia, a zis celălalt cu chip livid, că va întrona împărăția ca fiu din regele David. Avea o tainică putere și o măreție de neînvins, în glasul plin de mângâiere ce captiva pe orice ins. A vindecat bolnav mulțime, cuvântul său de pace plin, părea un cânt din țări sublime ce aduce tuturor alin. El a oprit chiar și furtuna când ucenicii l-au trezit și marea ca întotdeauna l-a ascultat și s-a smerit. Și câte alte fapte bune și pline de un farmec sfânt, cu același duh de rugăciune nu a făcut el pe pământ. Tăcerea iarăși se așterne între prietenii cei doi, ca un suspin din slăv eterne pe aripa vremii de apoi. Dar cel din tâi din nou vorbește, atunci de ce l-au arestat, când e răbdând dumnezeiește, în niciun fel n-a ripostat. Și multe întrebări zburară, ca niște porumbei răniți, în aerul de primăvară, între cei doi dezamăgiți. Urmându-și trist cărarea lungă, ei văd un straniu călător, ce vrea într-una să-i ajungă și apoi intrând în vorba lor. Dar despre ce vorbiți, le spune străinul foarte curios. Cei doi, cu suflete răpuse, necunoscându-l pe Hristos, răspund cu glas plin de mirare. Dar tu ești singurul străin? De ce s-a petrecut sub soare aici, în Ierusalim? Deloc străin, nu-i călător de Golgota și Ghețiman, doar el era mântuitorul acelor uceniți sărman. Biruitor asupra morții, cel coborât în Betleem, a rupt în două fierul porții de greu păcat și de blestem și ne-a deschis o cale vie și sfântă chiar prin trupul său, eterna noastră garanție de a învinge orice lucru rău. Străinul mustră prin cuvinte, cu un glas atât de furtunos, pe cei ce n-au luat aminte la suferința lui Hristos. Profeți din vremurile apuse l-au ajutat pe călător să-și dovedească cele spuse despre a lumii salvator. În ceas târziu de înserare, la cină ei l-au cunoscut, dar Mesia pe loc dispare și iar se face nevăzut. O, cât au fost de împietrite a noastre inimi când Iisus ne-a dat dovezi prea lămurite prin crucea care l-a răpus. Slăvit să fii Tu, Doamne Tată, căci ne-ai schimbat dintr-un pustiu în dulce rai viața toată prin Mesia Iisus cel viu. Din murmurul descurajării către Maus când mergeam, ne-ai pus pe calea îndurării prin glasul Tău plin de balsam. Să ne întoarcem în cetate, să spunem astăzi tuturor, căci Domnul Sfânt, cu dor de pace, e viu, e a lumii noastre salvator. Amin. Dacă mai este cineva care vrea să aducă spre slava Domnului jertfa de seară, tot tu, frate Ben. S-ar spune că poate tot eu, dar cântările astea am ocazia o dată pe an să le cânt. Cântă,
Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea. Îi cântă îngerii în cor, se-nchină omenirea. Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea. Îi cântă îngerii în cor, se-nchină omenirea. Să lăudați, veniți cu oastea sfântă, pe cel ce-a înviat din morți, căci moartea a fost înfrântă. Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea. Îi cântă îngerii în cor, se-nchină omenirea. Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea. Îi cântă îngerii în cor, se-nchină omenirea. Veci de veci în sufletele noastre, Hristos, speranța lumii întregi, biruitor în toate. Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea. Îi cântă îngerii în cor, se-nchină omenirea. Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea. Îi cântă îngerii în cor, se-nchină omenirea. Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea. Îi cântă îngerii în cor, se-nchină omenirea. Amin. Amin, vă rog să vă ridicați în picioare. Frate Beniamin, Hristos a înviat din morți. Cântăm împreună, iar apoi vom deschide Sfânta Scriptură în ceea ce a recitat sora Olimpia pe drumul Emausului. Luca 24, începând de la versetul 13 până la versetul 34, 35 inclusiv. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, iar celor din morminte viață, dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat
Evanghelia după Luca, capitolul 24, începând de la versetul 13 în jos. Pe drumul Emausului. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, le-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care zicea că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spusese femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau el, s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci le s-au deschis ochii și le-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce le se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Fratele Daniel Corjuc să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste cuvântul rostit. Doamne, stăm înaintea Ta în seara aceasta, în fața cuvântului Tău, sfânt și dătător de viață. Aleluia! Mă rog, Doamne, ca Tu să-l binecuvânți pe fratele Ionică. El e om, construit ca și noi, carne și sânge, însă Tu poți să te folosești de gura lui, de mintea lui, Doamne, și poți să ne vorbești în seara aceasta. Fă ca cuvântul Tău, Doamne, să ne înveți în seara aceasta. Dintotdeauna diavolul a dorit să distorsioneze, să deformeze cuvântul Tău. Însă seara aceasta vrea ca să ascultăm un cuvânt real, divin, un cuvânt dător de viață, Doamne, un cuvânt adevărat care să ne aducă multă pace, multă bucurie, Doamne. Vrem acum spre seară, acum spre finalul lumii, a viacului, Doamne, vrem Tu să rămâi cu noi. De aceea vrem cuvântul Tău, Doamne, să ne dea viață, vrem cuvântul Tău să ne dea direcție, vrem cuvântul Tău să ne călăuzească, Doamne, de aceea cerem binecuvântarea Ta peste noi și peste fratele Ionică și peste cuvântul Tău. Vrem viață prin cuvântul Tău și nu lăsa ca diavolul să-și bată joc de noi, Doamne. Știm că s-a vârât chiar și în mijlocul bisericii Tale, îmbrăcat în haine de oi. Tată, mustră-l, leagă-l și aruncă-l afară din mijlocul nostru. Vrem cu Tine, Doamne, vrem viață, vrem cuvântul Tău, Tată, ajută-ne acum că suntem spre seara, Doamne, și îmbrățișează-ne Tu, Tată. În numele Iisus Hristos să-ți mulțumim că Tu ești cu noi. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile.
Așa după cum ați observat, sora Olimpia a început predica și este atât de bine să cam suprapun lucrurile în această seară. Dar noi suntem în sărbătoare în această seară, așa că nimeni nu poate să se supere. Este sărbătoare. Și dacă întreb un copilaș și aud mare grijă copiii mei să-mi aduc aminte că este Paște, pentru că așteptau un ou de ciocolată și m-au pus pe drumuri. Așa, dacă întreb pe fiecare om de pe acest pământ ce sărbătoare este, și îți va spune că este Paște. Dar acum vine următoarea întrebare. Ce înseamnă Paște? Ce este Paștele? Ce fel de sărbătoare este? Nu vreau să predic din acest eveniment prea mult, din drumul Emausului, se mai predică și în timpul anului. Însă despre Paște, așa cum spunea fratele Beniamin, trebuie să dăm afară cam tot, în două zile. Și mi-a fost greu ca să mă pregătesc aici, pentru că sunt prea multe. Este prea mult material, este prea multă informație în Sfânta Scriptură pentru ca să-l strângi în câteva cuvinte, într-o jumătate de oră. Frații mei, dacă întreb biserica Maranata din această seară, ce este pentru voi Paște? Răspundeți-vă voi. Nu trebuie să-mi răspundeți mie. Însă este un lucru curios, pentru că privim toți înspre Iisus Hristos și spunem, este Paște. Și în afară de ouăle cu ciocolată, sau ouăle care se desenează prin România, sau Pasca pe care este pregătită cu o săptămână înainte să dospească bine, sau nu știu cum, mi-aduc aminte de aceste sărbători tradiționale, de aceste lucruri care se făceau din tradiții în tradiții, mi-aduc aminte de bunici, de colaci și de tot felul, se făceau de Paști. Ei, dincolo de toate aceste lucruri pe care oamenii au o mare grijă ca să-i pregătească, dincolo de lucrurile acestea exterioare și astăzi mai modern, sunt lucrurile acestea industriale. Dacă ați văzut, s-au cam schimbat și rafturile prin Carrefour sau prin toate magazinele. S-a făcut loc pentru lucrurile specific sărbătorii Paștelui. Însă, frații mei, întrebarea se pune, noi oamenii, noi creștinii, noi oamenii lui Dumnezeu, am pus inima noastră în ordine, în rând cu sărbătoarea Paștelui? Noi ne-am pregătit inima, sufletul, ca să ne dăm seama ce înseamnă această mare sărbătoare? Vreau să vă spun că aici se consumă cea mai mare minune din această lume. Cea mai mare, nu una dintre cele mai mari, cea mai mare minune din această lume. Se încheie procesul de răscumpărare al omenirii. Se încheie planul de răscumpărare al omenirii. Dumnezeu a făcut un plan pentru ca să ne scoată. Și m-am întrebat de atâtea ori, pentru că în Biblie este scris în Geneza, lui Dumnezeu i-a părut rău că l-a făcut pe om. Și atunci m-am pus întrebarea, dar de ce nu l-a șters de pe fața pământului? Dar de ce nu i-a oprit răsuflarea, că doar ieri i-a dat-o și nimeni nu putea să-l iei de piept, că de ce o face? Doar Dumnezeu a creat omul și tot el putea să termine cu omul. Însă, frații mei, Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui și El ne iubește. Și probabil era foarte ușor ca să îl șteargă pe om. Însă s-a făcut un plan măreț. Un plan măreț ca să răscumpere pe om din păcat, din cădere, din dezastru. Dumnezeu îl face pe om așa după cum Dumnezeu a hotărât. Omul se pervertește, nu mai ascultă de Dumnezeu și cade în păcat. Bineînțeles, ascultând de diavol. Ei bine, haideți să vedem în prisma acestei sărbători, să răspundem aceste întrebări, că nu este destul ca să le punem doar ce înseamnă Paștele, ce este Paștele, de când este Paștele. Dacă întrebați copilașii, probabil o să spună, Paștele este sărbătoarea Paștelui, vine doar de 2000 de ani încoace. Însă, frații mei, Scriptura spune că lucrurile din vechime sunt umbra lucrurilor viitoare. Și această sărbătoare n-a fost
inventată, n-a fost începută și nu este doar de 2000 de ani încoace. Această sărbătoare este de pe vremea poporului lui Dumnezeu, când după 400 de ani de robie, când după 400 de ani de sclavie, când după 400 de ani de rob, fără drepturi, fără nicio inițiativă, fără drept ca să-și ridice măcar fața în sus, vine Dumnezeu, hotărăște Dumnezeu și după cum îi promite lui Avraam, Isaac și Iacov că din ei va face un mare neam, un mare popor și chiar din ei, din neamul lor, va ieși o draslă puternică. Va fi toiagul de cârmuire, nu va fi înlăturat din familia lor. După 400 de ani, poporul Israel este scos afară din Egipt. Și după cum bine știți, nu vreau să parcurg toată istoria, dar aici citim în versetul 25, Iisus le-a zis: o nepricepuțelor și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii? Și se apucă Iisus și începe să le predice și începe să le explice ce au spus prorocii. Ei bine, de aceasta vreau să mă ocup eu în această seară, un pic o predică așa mai istorică, mai melancolică, să ne aducem aminte. Pentru că aceasta a fost scopul lui Hristos, ca să le aducă aminte. Astfel, oamenii aducându-și aminte și urmărind scripturile și văzând că tot ce era scris cu sute de ani înainte, cu mii de ani înainte, s-a împlinit în Domnul nostru Iisus Hristos. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile, în toate scripturile ce era cu privire la el. Și a început de unde? De la Geneza. Și a început de la Geneza. Și acolo, prima referire la răscumpărarea omenirii este când îi spune femeii: vrăjmășie voi pune între tine și șarpele. Tu îi vei zdrobi capul și ea, tu îi vei zdrobi călcâiul și ea îți va zdrobi capul. Acolo se referă la faptul că sămânța femeii, adică Iisus Hristos, născut dintr-o femeie, coborât între noi oamenii, printr-o femeie, va zdrobi capul șarpelui, adică diavolului. De acolo începe Iisus ca să explice acestor doi ucenici. Acești doi ucenici care erau pe drumul tristeții, pe drumul deznădejdii, pe drumul descurajării, drumul Emausului, și călătoreau de la Ierusalim încolo. Și Ierusalim, tradus, este orașul păcii. Și ei au abandonat orașul păcii și spun: noi trăgeam nădejde. Acum este un mare har pentru noi, căci noi suntem în casa lui Dumnezeu după 2000 de ani. După 2000 de ani, cuvântul lui Dumnezeu încă este viu în noi. Mai este viu în bisericile creștine. Însă, frații mei, după 3 zile ce Iisus lipsea, erau ucenicii care au văzut cum se mulțeau pâinile, au văzut cum se ridicau bolnavii, au văzut cum lepra părăsea oamenii, au văzut cum morții înviau. Și să nu crezi că Iisus are puterea să învie din morți? Vreau să vă spun că oamenii nu i-au luat viața lui Iisus. Iisus și-a dat viața. Pentru că El a spus: eu am putere să dau viața și să o iau înapoi. Și atunci ucenicii care erau cot la cot cu El dubitează de Iisus și îi apucă tristețea și spune cuvântul lui Dumnezeu și ei s-au oprit uitându-se triști. Adică oamenii trăgeau nădejde, era un drum de 11 km aproximativ de la Ierusalim la Emaus, au apucat-o spre seară și au plecat. Era duminică după masa, ca și astăzi, în ziua aceea, în aceeași zi a învierii. Și acești oameni s-au dus. Numai că binecuvântat să fie Dumnezeu. Căci atunci când ești pe drumul tristeții, atunci când ești în ziua deznădejdii, atunci când ești deznădăjduit, descurajat, atunci în mijlocul atenției apare Iisus. În mijlocul atenției vine Iisus și întrerupe tristețea, și întrerupe deznădejdea, și întrerupe dezastrul. Și acești oameni au început să savureze din cuvintele lui Iisus, neștiind că El este în mijlocul lor. Ei bine, am pornit de la întrebarea: ce este Paștele? Cuvântul Paște provine din ebraicul Pesah,
Știți ce înseamnă pesa? Înseamnă a sări peste. A sări peste. O altă traducere spune a trece peste. Și o altă traducere spune a cruța. A cruța. Frații mei, este ultima plagă din Egipt. Și Dumnezeu spune lui Moise: Moise, trebuie să faci așa cum îți spun eu dacă vrei să scăpați. Poporul meu este în mijlocul egiptenilor, însă eu vreau acum să scot poporul. Și le spune la toți: luați un miel fără cusur de un an de zile. Un miel fără cusur, care era prototipul jertfirii lui Hristos. Mai târziu trebuia să vină marele miel, fără cusur, fără păcat, miel de Dumnezeu. Dumnezeu însuși s-a coborât. Și atunci vine mielul fără cusur. Și lui Moise îi se dau modalitățile, căci acel miel n-avea voie să fie fiert, pentru că era totul în grabă mare, trebuia să iasă poporul. Trebuia să fie fript, mâncat în picioare, cu hainele pe ei, n-avea voie să se relaxeze. Și trebuia sângele acelui miel sau țap, scrie, trebuia să fie pus pe ușiorii ușii, sus și pe amândoi stâlpi. Ce vă spune aceasta? Dacă v-aș desena acolo sus și pe amândoi stâlpi. Cam dacă colegați acele lucruri, ce vă spune? Ce vrea să spune cuvântul lui Dumnezeu? Că trebuia să vină mielul fără cusur, agățat pe o cruce, ca să ierte omenirea întreagă, nu să acopere, pentru că jertfele din Vechiul Testament aveau doar atâta putere să acopere jertfele, nu să le ierte, nu ca să le ducă de tot, să le acopere. Și atunci vine Dumnezeu și spune lui Moise: așa să faceți ca să pot cruța, ca să pot sări peste, ca să trec peste casa voastră și primul născut din acea casă să nu fie jertfit, să nu fie omorât, ca nimicitorul să nu intre în acea casă, trebuie să văd sânge. Fără sânge nu este trecere, nu este cruțare, nu este nimic. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și la sfârșitul viacurilor va veni nimicitorul. Și dacă nu va fi semnul, dacă nu va fi acel semn al iertării lui Hristos, dacă va fi găsit cineva fără iertarea lui Hristos, dacă va fi găsit cineva fără acceptarea iertării lui Hristos, acceptarea jertfei lui Hristos, frații mei, acolo va intra nimicitorul. Și de aceea, în Vechiul Testament, ceea ce spune Iisus Hristos ucenicilor pe drumul Emausului, ceea ce le explică: uitați de unde provine Paștele, uitați de unde vine Paștele, este acel miel fără cusur înjunghiat pentru salvarea primului născut. Ei bine, acum Paștele, acea jertfă, avea acea menire ca să salveze pe acel prim născut din casa aceea de evrei, din poporul lui Dumnezeu. Dar vă întreb, Dumnezeu n-ar fi putut ca să îi cruțeze și fără să-i pună, ca să taie acolo miei și să taie și să pună cu sânge să murdărească pereții? Credeți că nu putea Dumnezeu, dacă la cuvântul lui a creat omenirea, nu putea să o facă fără să le ceară nimic? Însă știți ce face Dumnezeu? Cere ascultare de la poporul său. Cere ascultare. Și astăzi nouă ne cere ascultare. Ne cere ca să-L ascultăm pe El. Ascultăm pe El. Știți cine este El? Este cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 1:1 spune căci la început a fost cuvântul și cuvântul s-a făcut Dumnezeu. Ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu dobândești viață. Neascultare, sunt fel convins, conform cuvântului lui Dumnezeu, că și nimicitorul intra și în casa aceea, unde nu era sângele vărsat pe ușiorii ușii. Însă, mielul lui Dumnezeu, de mai târziu, de acum 2000 de ani, știți unde este? În ceruri. Acum, după ce a fost jertfit, în Apocalipsa, capitolul 4, dacă nu greșesc, evanghelistul Ioan vede o vedenie și se apucă la plâns, pentru că era o carte pecetluită și nimeni nu era în stare ca să-i rupă pecetele. Nimeni nu era în stare. Și Ioan se apucă la plâns.
Însă vine unul din bătrâni și spune: nu plânge, este un miel înjunghiat care este vrednic să deschidă cartea, care este vrednic să aducă iertarea, care este vrednic să aducă jertfa. În Vechiul Testament, în vechime, aduceau jertfe pentru păcat. Însă vine Iisus, se coboară din cer, așa cum am obiceiul să spun, nu trimite un e-mail, nu trimite un mesaj, nu trimite o scrisoare, măcar o telegramă omenirii, ci vine El singur în mijlocul omenirii. Se coboară și știți ce face? Jertfa supremă pentru mine și pentru tine. Pentru mine și pentru tine. Atunci când ne punem problema personală, Dumnezeu a murit pentru mine, atunci sună divers decât să spui Dumnezeu a murit pentru noi. Ei bine, haideți să vedem, de acolo pornește această mare sărbătoare a Paștelui. Și Iisus a sărbătorit Paștele? Este o întrebare. A sărbătorit Paștele? Singurul eveniment din copilăria lui Iisus îl avem de sărbătoarea Paștelui. S-a dus la Ierusalim pentru că mai târziu Dumnezeu a poruncit ca Paștele și miei să fie junghiați la templu și atunci fiecare izraelit bun, creștin și credincios mergea la Ierusalim. Și acolo, știți, mai târziu că se făcea bișniță, pentru că trebuia să se vândă miei, trebuia să schimbe banii și, bineînțeles, erau mulți români pe acolo, așa. Însă, frații mei, Iisus avea 12 ani și tatăl său și mama sa, Iosif, de fapt și Maria, nu mai găsesc pe Iisus. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus s-a pierdut pe acolo. Însă, bun, în sfârșit l-au găsit pe Iisus și El le spune că El a fost în casa tatălui său. El a fost și a găsit plăcere acolo, nu la biliard, nu la cricket sau nu știu ce jocuri erau atunci, dar era în casa tatălui său și lua profesorii la întrebări, lua farisei la întrebări, lua saducheii la întrebări. Acolo ne se spune că și de sărbătoarea Paștelui Iisus a fost prezent. Mai târziu, înainte, cu câteva zile ca să moară Iisus, El organizează o masă și este ultima masă dintre ucenici și Hristos. Este sărbătoarea Paștelui. Acolo Iisus le spune pe față că își va găsi și oameni care nu-L iubesc și care stau la masă cu El. Și din păcate sunt și cei care, și din cei care sunt tem în biserică, să spunem așa, să mă includ și pe mine. Chiar la masă cu Iisus să stai, să te împărtășești din cuvântul lui Dumnezeu și să nu fii de acord cu Iisus, să fii gata să spui nu-L cunosc pe Iisus, Petre. Să fii gata că pentru 30 de arginți să-L vinzi pe Iisus și să stau la masă cu Iisus, să împărtășesc din cuvântul lui Dumnezeu, să stau cu El, să întind mâna înspre binecuvântările Lui și să nu fiu de acord cu El. Ei, din păcate, realitatea spune așa. Și Iisus a spus așa, că sunt. Însă Dumnezeu nu l-a certat pe Petru și sunt fel convins că nici pe Iuda nu-l certa. Avea iertare și pentru Iuda. Nu este păcat atât de mare ca să depășească jertfa lui Hristos. Nu este păcat așa de mare ca să depășească jertfa lui Hristos. În jertfa lui Hristos suntem cuprinși toți. Trebuie doar să o primești. Trebuie doar să fii de acord. Trebuie doar ca să fii gata să primești iertarea lui Hristos. Ei bine, vedem că și Paștele vine din Exod, adică din ieșire. De acolo provine această mare sărbătoare. Însă, acum, cum stă problema? Nu mai stă problema cu mielul acela care era crescut la un an de zile. Nu mai este vorba despre acel sânge care trecea și care putea fi spălat de pe ușorii ușii, ci este vorba despre sângele care spală păcatele omenirii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Fiul lui Dumnezeu moare între cer și pământ, pentru ca eu și dumneavoastră să avem parte de iertarea lui Dumnezeu, să avem parte de intrarea liberă în Sfânta Sfintelor, care este nu altceva decât prezența lui Dumnezeu, care nu este altceva decât Dumnezeu însuși. Și mielul fără cusur, Ioan 1:29, să vedem acest miel fără cusur, cine este?
Ioan, capitolul 1, versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Ioan Botezătorul spune și proclamă și spune cu cine au de-a face. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu, care ce face? Ridică păcatul lumii, nu izraeliților, păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut, să fie făcut cunoscut lui Israel. Vedeți cine este mielul lui Dumnezeu, jertfit pentru omenirea întreagă? Vedeți cine este gata să se jertfească pentru noi? Vedeți cine este Paștele nostru? Paștele vechi testamentar, Paștele din Vechiul Testament, era mielul acela fără cusur, care era un animal, care reprezenta și care trebuia doar să folosească pentru a sări peste acea casă. Însă vine Iisus Hristos, Paștele nostru, mielul lui Dumnezeu, care știți ce face? A luat păcatele noastre și acum judecata lui Dumnezeu sare peste, pentru că acolo este sângele lui Hristos. Judecata lui Dumnezeu nu mai are putere asupra copilului lui Dumnezeu, pentru că copiii lui Dumnezeu l-au primit pe el, au primit jertfa lui Hristos și au intrat în jertfa lui Hristos. Ei bine, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, căci și-a început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Vreau să ne ducem în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, și să urmărim câteva din textele, din prorocii, din proroci, din psalmi, dacă vreți, și să vedem dacă cu adevărat Scriptura a scris despre acest Iisus. Dar cum, dar ucenicii n-au citit din Scripturi? Vă aduceți aminte că Iisus chiar în templu a citit din Isaia? Deci ucenicii care erau cu Iisus n-au ajuns în contact cu Sfânta Scriptură? N-au văzut că este scris despre Iisus? În Mica, capitolul 5 cu versetul 2. Mica, capitolul 5 cu versetul 2, este chiar nașterea lui Hristos. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetăți de căpetenia lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni pe Israel, peste Israel, și a cărui obărșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Despre cine vorbește aici? Despre Iisus Hristos. Vedeți, Iisus le arată ucenicilor. N-ați citit, le spune ucenicilor, n-ați citit niciodată în Mica, în capitolul 5 cu versetul 2? Îi întreb, n-ați citit niciodată, dar ce ați văzut acolo? Ei bine, haideți să mergem în Ieremia 23 cu versetul 5. Să vedem ce le mai arată Iisus aici. Ce scrie în Ieremia? Iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă. Este cu un O mare. Se referă la Dumnezeu, la Iisus. Neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Voi doi ucenici care sunteți triști spre Emaus, n-ați citit niciodată în cartea Ieremia? În 23? Niciodată nu v-a trecut pe acolo? Dar cum, dar sunteți ucenicii lui Hristos? Cum că sunteți triști astăzi? Isaia, capitolul 53, tot capitolul scrie cum Iisus o să se nască, cum Iisus o să pătimească. Capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Du-te mai departe, te rog. El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atingă privirile, atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durării și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți-a întors ceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu și descrie această scenă. Și în primele capitole ale lui Isaia, ale cărții lui Isaia, Isaia este cel mai, face parte din prorocii mari ai Scripturii. Știți că prorocii sunt despărțiți datorită conținutului mai mare sau mai mic, în două părți, proroci mici și aia mari. Acum, dacă pe aia mici nu ați băgat în seamă Mica, Ieremia, Zaharia, dacă nu ați băgat pe aia mici, înseamnă că au conținut de 3-4 pagini. Dar Isaia are 53, 54, 55 de capitole. Câte capitole are? Nu i-ați citit? Voi ucenicilor,
cât sunteți, de ce sunteți triști? Dar nu scrie acolo că a treia zi vin farisei și îl întreabă pe Iisus: auzi, Iisuse, noi am auzit despre tine că tu faci multe minuni. Fă și pentru noi o minune. Vrem să vedem și noi o minune. Și le spune Iisus: pentru voi nu mai sunt minuni, decât semnul lui Iona. Și semnul lui Iona ce spunea, frații mei? Dacă veți duce în Iona, spune căci Dumnezeu a avut un plan cu Ninive. A vrut ca să salveze acea cetate Ninive, stricată, care n-avea nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu găsește o portiță și spune: Iona, acum te duci la Ninive și predici, că mai sunt 40 de zile. Ce grea predică, să te duci în stradă să strici 40 de zile și veți fi nimiciți. Însă Iona se duce. Și vedeți, 3 zile și 3 nopți stă în pântecele peștelui. Nu spune altceva decât 3 zile și 3 nopți. Iisus a fost în mormânt. Și vedeți semnul lui Iona care vorbește? Și acum, dacă cei mai mari ai cetății, cei mai mari ai Ierusalimului, cei mai mari care erau farisei și seduchei și oameni care erau învățători ai legii, Nicodim era acolo, erau oameni care cercetau scripturile fiecare zi și nu-ți dădeau voie ca să ridici nimic sâmbăta. Aia știau, aia au văzut. Dar despre acest Iisus n-au văzut. Vă aduceți aminte? Irod se înfuriază pentru că la urechea lui aude ceva. S-a născut un împărat. Și atunci știi ce face? Adună toți preoții de acolo, toți cercetătorii scripturii și spune: veniți aici. Și voi trebuie să-mi spuneți în câteva ore, probabil, unde se va naște acest Iisus. Și erau capabili, erau în stare ca să scoată în câteva clipe, în câteva momente, să scoată din care scrieri, frații mei? Din care scrieri? Nu cumva din scrierile lui Moise? Nu cumva din Sfânta Scriptură? Nu cumva de aici? Au aflat că în Betleemul lui Iuda, în țara aceea din Ierusalim, de acolo trebuia să iasă. Trebuia să iasă un împărat. Trebuia să iasă un împărat al veșniciilor. Trebuia să iasă Iisus. Vedeți câtă șiretnie la oameni. Știu ca să găsească când este vorba să afle o informație. Însă oamenii lui Dumnezeu n-au fost în stare să-L creadă pe Hristos. Nu faptul că n-au știut. Nu știm noi că este o judecată? Nu știe biserica că este o judecată? Nu știe biserica că într-o zi lumea aceasta va arde? Dar nu știe biserica că într-o zi Iisus va veni înapoi? Problema nu este că nu știm. Problema este că nu credem. Atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, când nu mai se găsește nimeni. Cum e mai? Cum că noi știm, avem informația și se spune aici de fiecare dată căci vine Iisus și mai mult că se spune și scrie. Vine Iisus, însă credința noastră lasă de dorit. Lasă de dorit. Și știți unde ne ducem? Pe drumul tristeții, pe drumul Emausului, despărțirea de Ierusalim, despărțirea de orașul păcii, despărțire de Hristos. După aceea Iisus le spune să nu vă depărtați de Ierusalim. Până când? Până când nu vă voi îmbrăca în putere. După aceea vă trebuie să mergeți de acolo, că trebuie să evangelizați întreaga lume. Ei bine, frații mei, dacă cumva am ajuns pe drumul tristeții, dacă cumva am ajuns pe drumul descurajării, dacă cumva am ajuns pe drumul care duce spre Emaus, nu uitați că este un Paște. Este Paștele Domnului. A murit un Hristos pentru noi. A murit Dumnezeu pentru noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Nu pentru că a vrut doar așa, pentru că ne-a iubit. Îi cere Dumnezeu lui Avram: Avrame, Avrame, vreau să-ți văd dragostea ta. Acum ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Avram avea 2 fii pe care erau născuți din el. Era cine? Isaac și Ismael. Însă, priviți, vă rog, adevărul lui Dumnezeu. Spune, el pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Adică, cine? Isaac, nu Israel, nu celălalt. Ismael, nu Ismael. Isaac. Și îl ia pe Isaac, pe la care îl iubești cel mai tare. Ești atacat cel mai tare de el. Și acum trebuie să-mi arăți dragostea.
pe el îl pui pe altar și eu sunt sus, să vedem dacă mă iubești. Și Dumnezeu pe muntele Moria încearcă dragostea omului față de Dumnezeu. Însă știți ce se întâmplă? Vede Dumnezeu că Avram îl iubește pe Dumnezeu și îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Și știți ce face Dumnezeu? Nimic decât treaba lui. Oprește dezastrul. Și nu-l lasă pe Avram să-l junghe fiul. De ce? Pentru că într-o zi trebuia ca să fie înjunghiat fiul lui Dumnezeu. Pentru mine și pentru tine, pentru noi toți, trebuia să fie un paște, un paște al Domnului. Un paște cu un miel ceresc, un paște cu un miel fără cusur, nu un animal, ca să șteargă de pe întreg pământul păcatele, să șteargă omenirea, să șteargă păcatul omenirii, mă scuzați, să șteargă păcatul omenirii. Pentru că la Avram i s-a cerut să arate dragostea lui, adică dragostea omului față de Dumnezeu. De ce? Pentru că mai târziu trebuia să vină Dumnezeu să arate dragostea lui Dumnezeu pentru om. Însă acolo a curs sânge. A curs sânge de miel. Miel fără cusur. De aceea, frații mei, aș vrea să mă opresc aici. Paște înseamnă a sări peste. A sări peste. Iisus le spune ucenicilor deznădăjduiți. Le spune, când este vorba să credeți ce au spus prorocii, când vrem să credem că Iisus se întoarce, s-a predicat o serie de predici din Apocalipsa, parcă ne sperie în loc să ne bucure. Parcă suntem speriați când vedem din Apocalipsa și citiți oricui, citiți, vedeți că începe să o ia în serios din Apocalipsa. Însă, frații mei, este nimic altceva decât ceea ce a spus Iisus, că se va întoarce. Și atunci să ne întristeze aceste lucruri, să ne întristeze căci Iisus a murit. Păi spunea Iisus că este pentru noi bine ca El să moară. Petru spunea, nu se poate, că niciodată nu se va întâmpla. Și a început să taie urechi pe acolo. Dar frații mei, Iisus a spus nu alții trebuie să fie jertfiți. Pentru că trebuie să moară un Dumnezeu. Trebuie să moară un Iisus Hristos. De ce? Pentru că trebuia să facă din nou lipirea aceea între Dumnezeu și om. Trebuia să fie în același moment Dumnezeu și în același moment om. Nu poți lipi fierul cu lemnul. Trebuia să fie în același moment Dumnezeu și în același moment om. De ce? Pentru că relația în grădina Edenului dintre Dumnezeu și om a fost ruptă și trebuia să vină un Iisus care să repună din nou la punct lucrurile, care să pună din nou dragoste mare între oameni și Dumnezeu, între Dumnezeu și oameni. Frații mei, nu ne rămâne altceva decât să credem în jertfa lui Hristos. Prin credință în Iisus dobândim viața veșnică. Și dacă credem, nu suntem triști, ci ne bucurăm. Dacă credem, Dumnezeu este acela care a murit și este în stare ca să ne învie în ziua de apoi. Nu știu lui Lazar dacă a făcut un bine sau rău să-l mai învie. Trebuia să moară Lazar săracul de două ori. O dată și a doua ori. Însă el ne va învia o dată pentru totdeauna. Unde moartea nu o să mai aibă putere asupra ta și asupra mea. Nu o să mai aibă, pentru că este cuvânt de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Mulțumim, frate Ionica, pentru mesajul din seara aceasta. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze prin cuvântul Său și să căutăm, să ne dăm toate silințele să-L punem în aplicare în viața noastră. Mi-ai dus aminte în timp ce predicai de Iuda. Aminteai câte ceva de el, de Petru. Două personaje care au două falimente, două căderi teribile. Încercați să vă gândiți la Petru, care se leapădă de Domnul Iisus Hristos. Clar, constrâns, influențat, strâns la colț de frică, se leapădă de Domnul Iisus Hristos de trei ori. Amândoi au păcătuit teribil. Celălalt l-a vândut în mod intenționat niște bănișori. Fiți atenți aici. Până aici, cot la cot, împreună și unul și celălalt. Mergem mai departe. Iuda a realizat că a făcut o gafă uriașă.
și a spus: am vândut sânge nevinovat. A pus mâna pe gologani, a fugit la preoți și le-a dat banii, le-a aruncat. Luați de aici. Am vândut sânge nevinovat. Și apoi ce a făcut? S-a spânzurat. Ce a făcut Petru? Toată noaptea a plâns cu amar. A realizat că a făcut și el o gafă, un păcat. Însă i-a părut rău și a continuat să rămână în gruparea lui Iisus Hristos. Și mă aduce aminte la arătare pe mare, după ce Iisus Hristos se arată, stau mai mulți ucenici împreună și Hristos, în loc să vorbească ceva cu Iacov, cu Ioan, că ăștia au fost super eroi care n-au făcut gafe uriașe, îl caută cu privirea pe Petrică. Ioan, capitolul 21. Și spune: Petre, mă iubești tu pe mine? Și acum gândiți-vă ce fior o fi trecut prin Petru. Chiar pe mine m-ai găsit să mă întreb dacă te iubesc? Acum mă face de toată minunea Iisus, în față la toți. L-a recuperat, pentru că omul acesta a plâns cu amar. I-a părut rău și a spus: vreau din nou lângă Iisus. Și cum spunea fratele Ionică, dacă Iuda făcea același lucru, amândoi puteau să fie. Însă a fost scris așa, cineva l-a vinde și așa mai departe. Haideți să închidem ochii noștri și în final. Vreți să ne credințăm în brațul lui Dumnezeu? Vreți să-i spunem lui Iisus să ne călăuzească în viața noastră de familie, la locurile noastre de muncă, în adunare, în biserică? Spune Biblia că a fost un stăpân care a avut doi feciori și a zis unuia, de fapt la amândoi a zis: duceți-vă și munciți acolo, în gospodăria mea. Și unul a spus: mă duc. Și nu s-a dus. Celălalt a spus: nu mă duc. Și s-a dus. De multe ori ne întâlnim cu situația asta. Care dintre ei a făcut voia Tatălui, spune Biblia? Haideți să ne închidem ochii noștri și să ne rugăm și să-i spunem Domnului: Doamne, ajută-ne să facem voia Ta. Poate de multe ori răspundem și noi ca și acel tânăr: nu mă duc, am altă treabă de făcut. Însă apoi ne răzgândim pe traseu și spunem: da, Doamne, vreau să fac voia Ta. Iar apoi în final, haideți să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Ne rugăm cu toți împreună.
vieții. Tată bun, venim înainte ta să -ți mulțumim pentru seara aceasta minunată petrecută împreună cu frații, Tată. Să mulțumim, Tată, pentru că Tu ai fost prezent aici, Tată, ai binecuvântat cântările noastre, Tată, ai binecuvântat predica, Tată, ce am adus în fața Ta, Tată. Te rugăm, Tată, ca Tu, Tată, să fii alături de noi, Tată, și ne ajuți, Tată, să punem, Tată, în practică ceea ce am auzit astăzi, Tată. Te rugăm, Tată, ca Tu să binecuvintezi, Tată, casele noastre, Tată, și să ne protejezi, Tată, mergând spre casă, Doamne. Fii Tu împreună cu noi, Tată, în săptămâna ce ne stă în față, Tată, și ajută-ne, Tată, ca să fim o lumină, Tată, pentru cei din jurul nostru, Tată. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Am făcut colecta, frate Benjamin. N-am făcut-o. Cântăm o cântare, facem și colecta. Anunțurile sunt cele de dimineață, nu vi le mai amintesc. Amintesc doar că duminica viitoare avem cina Domnului și că am deschis o listă pentru botez. Avem un candidat, cineva care dorește. Sau dacă mai este cineva, vrem să îl ajutăm să îl cunoască mai mult și mai bine pe Dumnezeu. Cam atâtea sunt anunțurile. Păcatul am lăsat în lurna mea. Păcatul l-am lăsat în urma mea. Sunt pe-o nouă cale. Ura părăsit inima mea. Când am primit iertare, frica a fugit când dragostea. Tu ai turnat în mine. Eu sunt liber să te pot urma și să fiu ca tine. Numai prin harul tău, numai prin harul tău, doar prin el sunt mântuit. Numai prin harul tău, numai prin harul tău, sunt de toate izbătit. Numai prin harul tău, numai prin harul tău, toate cele vechi s-au dus. Numai prin harul tău, numai prin harul tău, sunt un nou nou în Hristos. Numai prin harul tău, numai prin harul tău, toate cele vechi s-au dus. Numai prin harul tău, numai prin harul tău, sunt un nou nou în Hristos. A plecat când am primit adevărul în mine. Lumina ta, Iisus, a risipit necura din mine. Duhul de orfan m-a părăsit. Când am venit la tine, am fost înviat prin Duhul tău. Trăiesc pentru tine. Numai prin harul tău, numai prin harul tău, doar prin el sunt mântuit. Numai prin harul tău, numai prin harul tău, sunt de toate izbăvit. Numai prin harul tău, numai prin harul tău, toate cele vechi s-au dus.